De obicei, atunci când se întemeiază o familie, idealul familiei este fericirea. Visul oricărei familii este să fie împlinită, să fie fericită, să fie bucuroasă, să fie unită, să le meargă bine. Este dorința, este rugăciunea, este binecuvântarea pe care ne-o dorim. Însă, Apostol Pavel, un om destul de pragmatic, face un enunț care i-a cam șocat pe unii. El merge până acolo încât le spune tinerilor din vremea lui, având în vedere strâmtorarea, criza de acum, prigoana de acum, martirajul de acum, având în vedere situația, contextul contemporan, ar fi mai bine să nu vă căsătoriți. Și probabil unii spun, dar de ce să nu ne căsătorim? Când ne căsătorim, noi ne gândim la binecuvântare, la bucurie, la fericire, la împlinire. El vine și continuă enunțul lui spunând, știu că ființele acestea vor avea necazuri. Necazuri. Despre necazuri în familie voi vorbi, nu le chem, nu le doresc, nu ne rugăm pentru ele, dar ele vin. Și atunci e mai bine să fii pregătit pentru vremea când vine necazul. S-a citit în săptămâna trecută să te asculte Domnul în ziua necazului. Necazul vine peste orice om, necazul vine peste orice familie. Și în ziua aceasta vreau să vorbesc despre crizele familiei, câteva lucruri care cred că ne vor ajuta ca familie atunci când vin crizele să știm ce ar trebui să facem. Nu ca să le evităm, pentru că oricum nu le vom evita niciodată toate crizele. Nu vom evita necazuri. Pavel a spus, ființele acestea vor avea necazuri, iar eu aș vrea să vi le cruț, adică să vă scutesc de ele, să le evit. Dar din moment ce te-ai căsătorit, necazurile vin oricum. Pavel era conștient de asta. De aceea necazurile nu le poți evita, sunt necazuri inevitabile, care vin oricum, vrei sau nu vrei, te aștepți sau nu te aștepți, te pregătești sau nu te pregătești, necazurile vin. Crizele în familie vin. Crizele familiei, aș fi vrut să spun crizele familiei creștine, pentru că poate cineva spunea, dar e din Vechiul Testament, nu poți să spui criza familiei lui Dumnezeu, dar crizele familiei în general, cred că e suficient atât să fie titlul mesajului din această seară. Crizele familiei. În primul rând, crizele familiei sunt multiple. Niciodată un necaz nu vine singur, totdeauna un val cheamă alt val, după un necaz vine altul, un necaz trage pe altul, se țin lanț unul după altul. Prima criză care a venit peste familia aceasta a fost o criză financiară. Au avut datorii, asta presupune o criză financiară, o lipsă, o pagubă, s-a întâmplat ceva că nu au mai avut bani și au trebuit să împrumute. Omul nu împrumută că are bani, că nu are, tocmai are o necaz, are o lipsă, nu are suficient. Și iată că familia aceasta trebuie să se împrumute. Și cum spuneam că necazul nu vine singur, bărbatul acesta s-a îmbolnăvit, vine boala. Da, se îmbolnăvesc și copiii lui Dumnezeu, se îmbolnăvesc și prorocii, se îmbolnăvesc și păstorii, se îmbolnăvesc și misionarii și evangheliștii, se îmbolnăvesc și creștinii, da, se îmbolnăvesc și tinerii. Și nu numai că s-a îmbolnăvit, și nu numai, probabil cu boala, lipsa asta, criza asta financiară s-a adâncit tot mai mult, că pe de o parte n-avea cine să aducă banii, pe de altă parte consumul de bani poate era mai mare, medicamente, tratamente sau ce mai era și iată că dintr-o dată criza se adâncește, devine tot mai mare. Pe lângă criza financiară vine criza asta medicală, boala și apoi vine și necazul cel mare peste orice familie și anume moartea. Și la ușa casei acestei familii apare doliul. Stâlpul casei s-a prăbușit. Nu mai au niciun venit, nu mai au nicio resursă. Și îți pui întrebări. Femeia aceasta, probabil din moment ce subliniază, știi că robul tău se temea de Domnul, probabil și-a pus întrebarea tocmai dacă se temea de Domnul, dacă îl slujea pe Domnul, de ce trecem pe aici? Dar necazul nu se oprește aici, necazul continuă.
Și vine și un necaz, o criză, să o numesc așa, socială. Creditorul vine să ia copiii. Vrea bani neapărat. În mod normal și legea prevedea asta, nu avea voie să ia rob dintre copiii lui Israel, spunea legea. Pe de altă parte și la ora actuală sunt datorii, când omul a murit, a murit cu tot cu datorii. Numai că pentru acest om, fără inimă, am vorbit altă dată despre el, nu conta asta. Copiii trebuie să preia datoria, familia trebuie să preia datoria și atunci copiii să plătească datoria părinților. Și el vine să ia rob. Femeia aceasta își dă seama că lanțul acesta de crize e tot mai lung. Însă, cum am auzit deja, sunt lucruri cu care poți lupta, sunt lucruri la care poți interveni, sunt lucruri la care poți să faci ceva. Și-a dat seama că în fața bolii n-a putut face prea mult, în fața morții n-a putut face prea mult, dar acum în fața acestei asupriri, ca să o numesc așa, în fața acestei robii, își dă seama această femeie că poate totuși să facă ceva. De aceea, în necaz, trebuie să te gândești, în criză trebuie să te gândești ce poți să faci sau ce ar trebui să faci. Mai este o altă criză numită și criza administrativă. Deci că unele lucruri poți să le ai și totuși să nu știi să le administrezi. Eu mai numesc de multe ori și criza belșugului. Știți că unii mult mai greu gestionează belșugul decât altul gestionează lipsa? Criza belșugului. Adică s-a umplut casa cu vase, e plin de ulei peste tot, avem ulei, dar n-avem celelalte. Ce facem acum? Și femeia asta se duce la omul lui Dumnezeu tocmai să ceară un sfat, să fie ajutată, să administreze belșugul acesta temporar de care are parte. Trebuie gestionat cumva. Ce fac cu uleiul acesta acum? Stăm cu el și mâncăm doar ulei și atât? Sau ce trebuie să facem? Ca să nu mai zic și de criza spirituală. Nu-i cazul acestei familii. Dar în multe familii poate interveni criza spirituală. Criza spirituală care se manifestă cam așa, într-o lipsă de încredere în Dumnezeu, într-o lipsă a recunoașterii suveranității lui Dumnezeu, a descurajării, a deznădejdii, a dezamăgirii. Foarte ușor, suntem foarte vulnerabili. Mai ales în fața doliului, mai ales în fața unui sicriu, doi copii care plâng, o soție tânără, gândurile acestea negre pot veni foarte ușor și pot afecta foarte ușor sufletul omului. Să-și pună întrebări și în întrebările acestea să se strecoare tot felul de îndoieli cu privire la Dumnezeu, cu privire la bunătatea lui Dumnezeu, cu privire la faptul că merită sau nu merită să te temi de Domnul, să-L slujești pe Domnul, să te dedici Domnului și probabil putea fi afectată această familie de criza spirituală, dar tocmai fiindcă n-a vrut să fie afectată, s-a dus la omul lui Dumnezeu, s-a dus la Dumnezeu. Sunt niște versuri, e o cântare frumoasă, care are versurile ce spun cam așa: nu ești învins cât timp credința nu ți-ai pierdut și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică. Poți fi căzut, dar nu învins. Nu ești înfrânt cât ai nădejde și țelul ei rămâne sfânt. Nădejdea iarăși te întărește. Poți fi trântit, dar nu înfrânt. Nu ești zdrobit cât ai iubirea curată și de neclintit. Iubirea iarăși te înalță. Poți fi călcat, dar nu zdrobit. Nu ești departe până Duhul și rugăciunile nu-s reci, prin ele ești mereu aproape, dar fără ele, dus pe veci. Nu rătăcești cât timp ți-e gândul și inima la ce ai primit, când inima ți-e în altă parte, chiar stând aici, ești rătăcit. Nu mori când inima încetează, ci când de cer ai ochii rupți. Când nu mai arzi,
și nu mai sângeri, când nu mai plângi și nu mai lupți. Biruitori, eroi și vrednici sunt numai cei ce neclintiți duc legământul până la jertfă și lupta până la sfârșit. De aceea doresc tuturor familiilor bisericii noastre să se încreadă totdeauna în Dumnezeu și orice criză ar veni, cel mai mult să luptați cu criza spirituală. Pentru că poți pierde banii, poți pierde casa, poți pierde averea, poți pierde soțul, soția, copiii, părinții, poți pierde orice, dar dacă nu-ți pierzi credința în Dumnezeu, n-ai pierdut nimic. Dar dacă ai pierdut credința, dacă ți-ai pierdut sufletul, poți să le ai pe toate acestea. Nu-ți vor ajuta la nimic. Și lecția asta cred că ne arată cel mai mult și cel mai bine tocmai acest adevăr. Crizele familiei sunt multiple. Financiare, boală, doliu, crize sociale, robie ceea care venea, criza administrativă, criza spirituală. Dar în al doilea rând trebuie să știm că crizele familiei au soluții. Au soluții la Dumnezeu. Dacă le vei căuta în mintea ta, dacă le vei căuta cu logica ta, probabil nu le vei găsi, dar întotdeauna la Dumnezeu sunt soluții. De aceea, cu necazul tău, aleargă la Dumnezeu. Femeia aceasta, cu crizele ei, cu problemele ei, cu necazul ei, aleargă la Dumnezeu, la omul lui Dumnezeu, vine la Dumnezeu cu necazul ei. Elisei ridică din umeri, spune, ce pot să fac eu pentru tine? Dacă aș avea bani, ți-aș da eu, aș plăti eu, n-am bani, cu ce te pot ajuta? Cât contează să stai la îndemâna lui Dumnezeu, să stai la dispoziția lui Dumnezeu, să-ți pese. Și îmi place de Elisei, un om deosebit al lui Dumnezeu. Când Adrian îmi spunea de textul acesta, mă gândeam să predic despre inima slujitorului, dar altă dată, cu altă ocazie, voi vorbi despre aceasta, pentru că Elisei este un slujitor care are o inimă mare, deschisă, nu-i bogat, dar ajută, nu e un om special, dar face ceea ce trebuie și ajută oamenii în mod special. Și iată, cu femeia aceasta putea foarte simplu să ridice din umăr, să spună, n-am bani, nu te pot ajuta, lasă-mă în pace, sunt ocupat, nu răspund la telefon, nu răspund la mesaj, nu stau de vorbă, sunt ocupat, trebuie să mă duc nu știu unde, trebuie să fac nu știu ce. Nu, omul acesta ascultă asta, știe, el nu poate, e conștient că el nu poate, soluția nu-i la el, spunea, eu ce pot să fac, nu pot eu, soluția nu-i la mine, dar soluția este la Dumnezeu. Hai să vedem împreună ce se poate face, spunem ce ai acasă, să vedem ce poate folosi Dumnezeu, să vedem unde poate interveni Dumnezeu, spunem ce ai acasă, am puțin un de lemn, hai să facem acolo ceva. Să punem un de lemnul acela în mâna lui Dumnezeu, să cerem peste el binecuvântarea lui Dumnezeu. Că întotdeauna Dumnezeu folosește ceea ce ai. Totdeauna uită-te la ceea ce ai, mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce ai, binecuvintează ceea ce ai, folosește ceea ce ai, du-te cu puterea care o ai. Nu contează că e mult sau puțin, ceea ce ai, pune în mâna lui Dumnezeu pentru că atunci va căpăta valoare. Tot ce este în mâna lui Dumnezeu capătă valoare. Tot ce nu este în mâna lui Dumnezeu își va pierde orice valoare. Cine strânge cu Domnul se îmbogățește, cine nu adună cu el risipește oricât de mult ar avea. Ține minte adevărul acesta, nu spune, eu n-am ajuns în criza asta, nu contează cât ai. Întreabă-te astăzi dacă tu mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ai, dacă pui în mâna lui Dumnezeu ceea ce ai, dacă binecuvintezi ceea ce ai, asta este ceea ce contează. Pentru că în ochii lui Dumnezeu, puținul binecuvântat face mai mult, capătă valoare, capătă importanță. Și iată că familia aceasta își dă seama că aceste crize ale familiei au soluții la Dumnezeu. Da, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care are soluții pentru orice problemă. El are soluții pentru orice criză. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar, în al treilea rând, crizele familiei
au finalități multiple, adică merg în mai multe direcții, au multe scopuri, multe finalități. Noi ne gândim, ne punem întrebări, de ce, Doamne, eu, de ce familia noastră, de ce așa, de ce acum, de ce, de ce și de ce. Însă noi nu realizăm în momentul în care vin crizele. Dar vom realiza, poate, după ce am trecut de criză, și cel mai mult vom realiza în cer, doar în cer, uitându-ne, pentru că ne va da Dumnezeu harul să ne uităm în urmă de unde ne-a scos Dumnezeu, venim din necazul cel mare, venim din viața asta plină de necazuri, când Domnul va șterge lacrima din ochii noștri, vom înțelege care a fost scopul acelei lacrimi, finalitatea ei, vom înțelege că nimic nu e la întâmplare, că fiecare necaz a stat în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a folosit în mai multe direcții. Prima direcție în care poate acționa criza într-o familie este unitatea. Belșugul strânge și el, dar nimic nu unește mai mult decât necazul. Nimic nu unește o familie mai mult decât necazul. Un copil bolnav de cancer. Poate părinții s-au rugat împreună, poate nu s-au rugat până atunci, dar sunt sigur că în momentul în care un copil este afectat de o boală, părinții aceiași vor găsi timp să stea pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Poate au postit sau poate au considerat că postul nu mai este ceva actual, dar sunt sigur că atunci când vine necazul, realizează cât de mare este puterea postului și cât de mare este valoarea postului. Poate până atunci s-au adunat cu familia să se roage împreună, dar atunci când vine necazul, când vine criza, negreșit, criza aceea adună familia, îi unește. Și îmi place expresia, observați că se folosește exact aceeași expresie pe care Domnul Iisus o spune cândva pe munte, când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa după tine și roagă-te tatălui tău. La fel, același îndemn îl are Elisei pentru familia aceasta. Ia copiii tăi, intră în casa ta, încuie ușa după tine. Strânge familia. Unește-te. Nimic nu unește mai mult o familie. Nimic nu unește mai mult o biserică decât necazul, criza. Noi ne gândim, vrem să scăpăm de crize, vrem să scăpăm de necazuri, vrem să scăpăm de probleme, dar nu înțelegem de multe ori că ele au niște finalități destul de clare, au niște obiective precise. Și unul dintre marile obiective este să realizeze, să creeze o unitate. Și îți dai seama că o familie care iese dintr-o criză iese mult mai unită. Copiii aceia au fost mult mai uniți. Acum când au văzut că puteau, ce putea să se mai întâmple, pe lângă toate necazurile, dacă se mai adăuga și necazul acela și nenorocirea aceea a robiei, a separării pentru totdeauna poate. Un alt lucru pe care îl poate produce criza, necazul în viața omului este fortificarea. Noi nu realizăm, dar Dumnezeu cel mai mult șlefuiește caracterul nostru, ne face mai puternici prin crize. Noi prin crize vom deveni mai puternici. Prin crize, doar trecând prin crize, există un mecanism de autoapărare. Noi vorbim de sistemul imunitar, uitați-vă și acum cu virusul, cu astea. Noi dacă suntem expuși virusului, organismul nostru se fortifică, întărește sistemul imunitar care acționează și dacă ai reușit să treci din criză, când vine următoarea gripă, vine următorul virus, vine următoarea infecție, eu deja sunt puternic. N-are decât data viitoare mă va face mai puternic. De aceea noi nu putem și medicina este de părere că excesul acesta de salubrizare, de sanificare, nu este întotdeauna cel mai potrivit. Nu e bine să iei un copil și să-l pui ca într-un clopot de sticlă, să-l păzești de toți microbii, de toate bacteriile. Nu, asta nu-i voie, asta nu-i voie, pentru că el dacă nu intră în contact cu niciun virus, cu nicio bacterie, oricum este imposibil asta,
N-ai cum să crezi în casa ta, în mașina ta, în spațiul tău, n-ai cum să crezi un mediu perfect steril, un ambient lipsit total, în mod absolut, de orice virus sau bacterie și nu poți crește. Și atunci când tu crești fără să interacționezi, în momentul în care te întâlnești, tu ești slab, tu ești total nepregătit. De aceea, vedeți, e mai greu să înțelegem cum necazul, criza, nu face altceva decât te întărește, te face mai puternic. În criză au devenit oamenii mai puternici. În criză, cei care au supraviețuit crizei au fost mai puternici. De aceea, când te rogi Domnului să-ți dea putere, și era acea frumoasă poezie, am cerut lui Dumnezeu putere și Dumnezeu mi-a dat necazuri. Am cerut lui Dumnezeu înțelepciune și El mi-a dat probleme ca să rezolv. Ce înseamnă înțelepciune? Am cerut lui Dumnezeu răbdare și El mi-a dat dușmani să-i rabd. Am cerut lui Dumnezeu lumină și El mi-a dat mistere, lucruri de neînțeles. Ce vrei să-ți dea Dumnezeu? Observăm cum crizele în viața omului nu sunt chiar ceva de aruncat, ceva de care trebuie să scapi, ci toate și-au rolul lor și greu, dar când stai lângă Dumnezeu, îți dai seama, realizezi Romani 8:28, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Pavel are concepția asta, necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință. Necazul nu înseamnă neapărat blestem, nu înseamnă neapărat ceva negativ de care trebuie să scapi, de care trebuie să fugi, nu. Trăim într-o lume în care îți dai seama, dacă n-ai avea necazuri, dacă n-ai avea crize, ai fi omul cel mai slab. Dar când te uiți în viața ta, când îți privești și poate într-o zi, doar când vom fi în cer, vom înțelege pe deplin, vom înțelege cum toate necazurile, toate crizele n-au făcut altceva decât să ne facă mai puternici. Fortificarea, a doua finalitate a crizei. A treia finalitate a crizei, experiența. S-a vorbit deja despre experiența acestei familii, despre experiența acestor copii, despre o moștenire, experiența ca moștenire. Au crescut acești copii care au spus, minunea a trecut prin mâinile noastre, nu ne-a povestit cineva, n-am văzut la televizor, n-am văzut într-o carte, noi am văzut acolo. Noi aveam în mână vasul acela de un litru, s-a pus un vas de 5 litri, am turnat în el, s-a umplut, a continuat să curgă 10 litri, 20 litri, 100 de litri. Noi am văzut asta, n-a povestit nimeni asta. N-am visat asta, am trăit asta. Știi ce mare diferență este între ceea ce trăiești și ceea ce ți se povestește? Când tu trăiești, când vezi tu cu ochii tăi, când tu cu mâinile tale ai numărat, ai văzut, ai pus și spui, n-ajung, nu se poate, și totuși vine cineva care spune că se poate. Minunea trece prin mâinile tale, e cu totul altceva. Vrei să vezi minuni? Vrei să vezi vindecări? Nu ne poți vedea decât dacă vezi mai întâi boala. Nu poți vedea vindecarea dacă nu vezi mai întâi boala. Nu poți vedea vindecarea dacă nu vezi mai întâi diagnosticul și doctorul să spună unul la milion dacă scapă. Nu poți vedea minunea dacă nu vezi imposibilul, că asta înseamnă minune, ceva supranatural. Vezi naturalul și vezi natura, vezi totul din punct de vedere logic, uman, natural, totul este împotriva. Dar cu încredere în Dumnezeu îți dai seama, pui criza ta în mâna lui Dumnezeu și criza devine o binecuvântare, pentru că produce unitate, fortifică și caracterul și voința ta și credința ta și produce acea experiență care te urmărește toată viața. Acea experiență care apoi devine combustibil pentru următoarele crize. Vă amintiți de David? Când David a fost în fața lui Goliat, nu era la prima lui experiență, nu era la prima lui ieșire. Pentru el era normal, el se uita la frații lui și a spus, măi, tu ești curios. Ai venit să te lupți împotriva cuiva, David se uită, stai, dar ăsta e nimic în comparație cu ursul. Cu ăsta mai poți vorbi, cu ăsta mai poți să-i zici ceva, dar eu cu ursul, cu leul, eu am deja experiențe, am deja un bagaj în spate. Și cu fiecare experiență, și mi-amintesc de David, într-o zi s-a dus,
a ajuns la preoți, la nob, și unul din preoți a scos sabia și a zis, sabia aceasta, David, este sabia lui Goliat. Îți amintești de Goliat? Și David atunci era una din perioadele cele mai negre, cele mai cumplite ale vieții lui, când părea dărâmat, era tot mai greu, nu mai avea unde să se ascundă, vedea imposibil, nu mai cam, era trădat de prieteni, puțini au rămas lângă el, nu mai avea nicio ieșire, dar probabil în momentul în care a văzut sabia aceea și a adus aminte că are un Dumnezeu puternic, are prea multe experiențe cu Dumnezeu ca să se îndoiască cumva de prezența, de binecuvântarea și de puterea lui Dumnezeu. De aceea, de multe ori, crizele nu fac altceva decât să producă experiențe. Eu obișnuiesc să le spun familiilor, mai ales când e vorba de ungeri, să-i adunăm la oaltă, să stăm cu copiii, să vadă și ei, să ne rugăm împreună și să le spun, această boală poate să producă în viața familiei voastre încă o experiență cu Dumnezeu. Și asta este fundamental. Dar în al patrulea rând, și cu asta închei, ce poate produce criza, necazul, poate produce și o mărturie. Experiența este pentru mine, este ceva care port în lăuntrul meu, experiența mea personală, duc înăuntru amintirea mea, ceva care rămâne, binefacerea lui Dumnezeu care rămână, ceva care e pentru mine, dar apoi mărturia e pentru alții. Și iată că mărturia acelei familii, mărturia acelei femei, a credinței, a copiilor ei, a ajuns până la noi. Vă închipuiți că mărturia acelei minuni a atins miliarde și miliarde de oameni, milioane de familii poate s-au uitat peste experiența acestei femei văduve, peste experiența acestor doi copii orfani, peste problema lor, peste necazul lor, și câți n-au prins curaj citind, ascultând, și cât și astăzi pot încă să beneficieze de mărturia acestei femei, de mărturia acestor copii care în satul lor, oriunde s-au dus față de Elisei, față de fiii prorocilor, ei făceau parte dintr-un context, o mărturie. Și ce bine este atunci când treci prin crize, și asta subliniez întotdeauna, din păcate, chiar astăzi, zilele astea, discutam cu cineva care îmi spunea lucrul acesta, ar trebui să facă mărturia, pentru că își dă seama că asta este datoria, și asta încerc să le spun unora, nu uitați că asta este o finalitate, un obiectiv al crizei. Dumnezeu te trece printr-o criză să creeze în tine experiența, dar apoi și prin tine să creadă așa. Mulți au văzut, spunea David, mulți au văzut lucrul acesta, s-au bucurat și s-au încrezut în Domnul. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Să spui, da, și eu am avut cancer, și eu am trecut prin asta, și eu am trecut prin problema asta, m-a ascultat Dumnezeu, și poți încuraja pe alții, poți fi o mărturie pentru alții. Poți fi o mărturie, să devii martorul cuiva, martorul lui Dumnezeu, să aduci slavă lui Dumnezeu. De aceea, când treci prin crize, când treci prin necazuri, dar mai ales după ce te izbăvește Dumnezeu, nu uita. Nu-mi place să aud cuvântul acesta, mi-e rușine. Nu, ies că mie mi-e rușine să ies în față, mi-e rușine. Cum să-ți fie rușine? Să-ți fie rușine că Dumnezeu te-a vindecat, să-ți fie rușine că Dumnezeu te-a izbăvit, să fie rușine că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea, de alte lucruri să-ți fie rușine. Dar pentru asta trebuie să-ți faci curaj și pentru asta trebuie să spui, da, sunt dator, și este una din cele mai mari datorii. Când Dumnezeu te-a ascultat, binecuvintează suflete pe Domnul. Și nu uita niciuna din binefacerile lui, și David spune, voi binecuvânta pe Domnul în adunarea cea mare. Adică nu așa, da, ne adunăm noi cumva într-o dimineață aici, 10 persoane, și ne rugăm și acolo depun și eu mărturia mea, dar în adunare cea mare, duminică seara, duminică dimineață, când e plin, nu e nicio problemă, nu e vorba de emoții, nu e vorba de altceva, e vorba de felul în care privești minunea care a făcut-o Dumnezeu, modul în care îl privești pe Dumnezeu, merită Dumnezeu să fie mărturisit? Eu cred că dacă am face lucrul acesta, s-ar schimba multe din realități în familie, în biserică, dacă toți cei care simt că au încă datoria asta, simți că încă ești dator lui Dumnezeu, că Dumnezeu a intervenit în viața ta, ți-a ascultat rugăciunea, te-a izbăvit, te-a scos din necaz, te-a scos din criza și tu n-ai spus nimănui. David este omul care spunea, nu, inima mea nu poate să stea mută.
Eu nu pot ține în mintea mea, nu pot ține în inima mea lucrul acesta. Eu sunt ca ceva care trebuie, izbucnesc, spunea el la un moment dat, izbucnesc în mulțumiri. Adică explodeze ceva care nu pot ține în lăuntrul meu. Trebuie neapărat să spun lucrul acesta. Inima mea nu poate sta mută. Binecuvintează-L pe Domnul. Și femeia aceasta, vedeți, după ce este izbăvită, se duce din nou, se duce, depune mărturia ei, spune ce s-a întâmplat. Nu stă acolo, nu spune Elisei, oare ce s-a întâmplat cu familia asta, că n-am mai auzit de ea nimica. Îmi place de ea că femeia aceasta se duce la omul lui Dumnezeu și când are belșug. Știți, sunt foarte puțini cei care, când oamenii trec prin necazuri, când au nevoie de bani, știu să îți explice cu toate detaliile posibile nevoia lor de bani. Dar când îi au, nu mai știe nimic nimeni de ei, nu vor să mai știe nimeni nimic de ce-au făcut. Puțini sunt cei care vin cu detalii. Eu am avut parte de câteva experiențe de felul acesta și am apreciat foarte mult când am văzut oameni care, atunci când n-aveau nimic, au cerut ajutorul, dar și atunci când au fost binecuvântați, au știut să vină să spună, uite, cum ne-a binecuvântat, n-avem ce să ascundem. Ce vrem să dăm slavă lui Dumnezeu, vrem să mărturisim și altora ce a lucrat Dumnezeu și cum a lucrat Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre, să ne păzească Dumnezeu de crize, dar dacă Dumnezeu ne trece prin crize, să nu fugim de crize ca și cum ar fi cea mai mare pacoste, cel mai mare blestem, ci să știm că crizele astea sunt multiple, sunt pe multiple planuri, vin în viața noastră, multe dintre ele sunt inevitabile, multe dintre ele nu pot fi niciun fel ocolite, vor veni peste noi, dar nu uita că orice criză are soluție la Dumnezeu. Vino la Dumnezeu cu necazul tău, cu îngrijorarea ta, cu frământarea ta, cu criza ta, cu lipsa ta. El are soluție, ascultă care este soluția Lui, care este planul Lui, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Și apoi nu uita că totdeauna o criză, ascultați necazul sau cum spunea în Vechiul Testament, ascultați pedeapsa și pe cel ce o trimite, ascultă că ea are un mesaj care trebuie să ți-l spună. Criza aceea poate va produce mai mult bine mai târziu, mai multă unitate va crea în familie sau în biserică, va fortifica mai mult credința ta pe tine ca om, altfel vei fi când ai trecut prin necazuri, ai trecut prin greutățile vieții sau cum spunea Pavel, ca un om încercat. Unul care nu are nicio problemă în viață crește așa crezând că banii se fac prin pomi, colacii sunt prin coada câinilor și totul e simplu și frumos. Nu, dar când treci prin problemele vieții, vezi viața altfel, ești transformat. Fiul risipitor abia când a trecut prin necazuri, când a ajuns la porci, când a trecut prin sărăcie, abia atunci a venit mintea la cap. Asta e nevoie de multe ori, de crize, să înțelegi valoarea banului, valoarea timpului, valoarea familiei, valoarea părinților, valoarea bisericii, valoarea părtășiei, valoarea Scripturii. Și de aceea nu trebuie neapărat să privim criza ca pe ceva, spunea Petru, să nu vă mirați, să nu priviți ca ceva ciudat încercarea de foc care a venit deodată peste voi, ca de ceva ciudat, ceva care, cum Doamne, nu, tocmai noi, nu, să nu uitați că întristările noastre ușoare de clipă lucrează o greutate veșnică de slavă, lucrează în noi, lucrează în familia noastră, lucrează pentru ceilalți, ne poate folosi Dumnezeu crizile acestea ca experiențe personale și ca mărturie pentru alții. Dumnezeu să ne binecuvânteze!